2030 de persoane din cadrul căilor ferate române vor fi date afară începând din 31 martie. Romeo Sărca, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Sălaj, ne-a declarat că în cursul zilei de ieri la sediul instituției a fost primită o notificare conform căreia CFR Călător se va restructura la nivel național. Ieri am primit o notificare care este de fapt o intenție de concediere a 2030 de angajați ai CFR Călător din totalul de 16.988 cât sunt la nivel național. La acest moment știm că 280 dintre aceștia aparțin regionalei Cluj, dar nu știm numărul persoanelor din județul Sălaj care vor fi disponibilizate până în 31 martie. Ne-a spus Romeo Sarcă, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, care a ținut să precizeze că în cursul următoarelor zile, agenția pe care o reprezintă va fi înștiințată referitor la câți sălăjeni vor fi incluși pe această listă.